îmi spune care este imaginea noastră, ce ne-a rămas în minte și în suflet, din lumina, din armonia, din grația pe care ați văzut-o și în film, cu care exista în fiecare clipă a vieții sale. Lumița Valner Bărburescu a fost mulți ani directorul Muzeului de Istorie. Mi-a prilejuit o primă întâlnire în anul 90, când am putut să iau un interviu, chiar în 90. O rog să spună câteva cuvinte despre întâlnirile pe care le-a avut cu Gelu Barbu și despre felul în care venirile an de an ale lui Gelu Barbu la Lugoj ne-au ritmat existența și ne-au pus sufletele pe o orbită europeană a artei. Lumița. Mulțumesc Simonei pentru că mi-a dat cuvântul și în același timp îi mulțumesc și pentru surpriza pe care mi-a făcut-o anunțându-mă aici că trebuie să spun câteva cuvinte despre Gelu Barbu pentru că până în acest moment nu știam. Oricum, mă bucur că pot să-l aduc și eu din amintiri înaintea dumneavoastră pentru că Gelu a fost un om extraordinar de sincer, a fost un om foarte deschis. Cred că n-a cunoscut niciodată cuvântul aroganță și oricine s-a apropiat de el a dat senzația că îi se apropie un prieten. Ce mi-a plăcut cel mai mult în primele întâlniri cu Gelu Barbu este, deși cu toată diferența de vârstă dintre noi, de 20 de ani, nu chiar așa de mult, evocam amintiri despre Timiș, despre copilăria petrecută pe malul Timișului, pentru că Timișul a fost întotdeauna pentru Lugoj un simbol, un simbol pentru mai multe generații, generații care făceau plajă și se bucurau de malurile Timișului și ar trebui să-și permită și astăzi să facă acest lucru, dacă municipalitatea va face ceva pentru aceste maluri ale Timișului, pe care lugojenii și astăzi se mai duc, dar fără să mai aibă aceea nostalgie de odinioară, când era nisip, manurile erau curate și se înfilipau prietenii. Dar vreau să revin la Gelu Barbu. L-am cunoscut după anul 1990, dar am avut senzația că ne cunoaștem dintotdeauna. Și astăzi, când am vizionat acest film, am avut senzația că Gelu Barbu este lângă mine și continuă să-mi povestească. Și am rămas cu sentimentul că prin film și prin toată viața lui, Gelu Barbu o să rămână peste timp. Împreună cu el am organizat aici, la Lugoj, câteva simpozioane, am organizat expoziții și văzând precaritatea materialului documentar pe care l-avea muzeul în privința lui ca să facă expozițiile respective, Gelu Barbu, cu proxima ocazie când a venit în Lugoj, ne-a adus câteva obiecte tridimensionale, ne-a adus fotografii și vom primi și în viitor, așa cum ne-a promis familia, obiecte care să ne aducă aminte sau să rămână aici la Lugoj, orașul în care el s-a născut și căruia i-a adus faima în întreaga lume. Aceste obiecte dumneavoastră le puteți admira în mica expoziție de la intrarea în cinematograf. Gelu a scos o carte și, sau despre Gelu s-a scris o carte pe care am avut plăcerea să-i o prezint, Ritmul sentimentelor, care reconstituie întreaga viață. Cred că pentru fiecare dintre dumneavoastră ar fi interesantă să o citiți, să o răsfăiți, să vedeți drumul unui om care la un moment dat să-și poate exercita meseria liber, pentru că el a fost un om liber, a trăit liber, a dansat liber, a fost silit să fugă din această țară. Și momentul plin de peripeții este descris în acea carte. Nu vi-l spun pentru că vreau să vă fac curioși să citiți cartea.
a ajuns în lumea liberă, așa cum știți și dumneavoastră, pe o scenă, o serie de scene ale lumii, a reușit să se impună prin balet și la sfârșit, așa cum el singur spunea, de fapt nu la sfârșit, dar a fost silit să se mute în insulele Canare, să se stabilească acolo, datorită unui reumatism și datorită faptului că el avea nevoie de foarte multă căldură pentru a-și menține forma fizică. Și atunci s-a dus acolo și a făcut acea școală de balet care l-a făcut în același timp cetățean adoptiv al insulelor Canare. Și iată că putem spune și probabil că și se va spune peste timp că Gelu Barbu are două patrii. Una sau două orașe care și-l vor revendica deopotrivă. Orașul Lugoj, care are marele privilegiu de a-l adăposti în continuare, pentru că urna lui funerară se odihnește în cimitirul orașului, și orașul Las Palmas, unde al cărui fiu adoptiv va rămâne pentru totdeauna. Vă mulțumesc! Momente în care să-l evocăm și cu siguranță sunt puncte de suspensie, informații pe care nu le-am dat la timp, îmi cer scuze, nu am anunțat-o personal pe Lumința, dar eram convinsă că amintirile ei sunt la fel de vii cum sunt amintirile mele. Și pentru că